Lumina Învierii va fi adusă de la Ierusalim cu un avion la București. Acolo va fi așteptată de delegațiile venite din toată țara, inclusiv de la Gorj. Cel care va aduce lumina la Gorj este chiar primarul Adi Câmpeanu de la Runcu, însoțit de câțiva preoți. Va ajunge în jurul orelor 23 la Târgu Jiu, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Și sigur că cei care doresc, preoții, parohiile care doresc să ia lumina sfântă adusă de la Ierusalim, vor putea veni cu delegații oficiale frumos și în așa fel încât la ora 0, când se va striga veniți de primiți, veniți de luați lumină, într-adevăr să se poată ajunge cu această sfântă lumină în orice biserică. Nu toate bisericile din Gorj vor beneficia de lumina sfântă. Sunt parohii îndepărtate unde timpul nu va permite aducerea sfintei luminii.